Cu un buget tot mai mic, dar cu o explozie a prețurilor, Cătălin Flutur, edilul Botoșanilor, se plânge că municipalitatea ajunge la sapă de lemn. Situația este cu adevărat disperată, spune Flutur. Nu mai există bani nici măcar pentru combustibilul mașinilor de tăiat iarba, iar polițiștii locali beneficiază de motorină pentru o patrulă de numai 25 de kilometri pe zi. Mai avem bani de combustibil. Nu mai avem bani de combustibil să tăiem iarba în oraș sau să udăm florile sau să dăm celor de la poliția locală bani să patruleze cu mașina în oraș. Toată lumea cere intervenția poliției locale, iar o mașină are bani doar pentru 25 de km pe zi. Șeful poliției locale spune că a prevăzut încă de anul trecut necesarul pentru tot anul, iar motorina ajungea pentru fiecare tură. În 2018, prețul la combustibil a crescut, însă, iar planurile polițiștilor locali au fost date peste cap. Singura problemă care ar putea fi pusă, noi ne-am calculat uh, prețul la litru de benzină la nivelul anului 2017, care de atunci până acum a crescut. Aici sunt anumite diferențe în ceea ce privește uh, cantitatea de combustibil necesar. În aceste condiții, polițiștii locali vor patula mai mult pe jos, urmând ca numai la intervențiile cu adevărat serioase se poată folosi mașinile din dotare.